ziua în care nu scoți mașina din parcare. Bună dimineața, dragii mei. Bună dimineața. De cât o zi frumoasă, soare de dimineață, așa blând, blând. 17 grade, urcăm până pe la 27-28 de grade astăzi. Mai coborăm așa pe seară, pe noapte, așa undeva pe la 16-17 grade. Dar de pe la 10, dacă văd eu bine trecute fix, există șanse oarecum mici și foarte adevărat de precipitații. Vorbim de Suceava și de zona metropolitană, care se mențin așa până pe la ora 1, așa, undeva între 30-40-50%. Ia ca poți și, ia ca poți nu și, cam așa e cu precipitațiile astea. Dar mai rămân după aia ceva fenomene de astea asociate, mai un fulger, mai un bum-bum, mai o de astea, așa că s-ar putea să fie, mai până mai spre noapte. Mai spre noapte, undeva de până la miezul nopții, s-ar putea să vină ploaia cu adevărat, în sensul că s-ar putea să avem ploi care vor continua toată noaptea și spre dimineață, la fel ziua de joi fiind una mai răcoroasă, spun cei de la meteo, și spuneam ieri ziua de joi undeva în jur de 17 grade, maximă o minimă de 12 grade, un cer acoperit de norișor și doar ploaie. Vorbim, spuneam, de Suceava și de zona metropolitană. S-a mai schimbat vremea un picuț, s-a mai schimbat și vremurile. Astăzi în platou doar eu cu dumneavoastră, eu cu prietenii din platou, cu băieții de la camere și regia și atât. Încă nu s-au întors trubadurii din zonele au plecat, adică nu s-au întors încă din Bulgaria, dacă țin eu bine minte. Spuneam o zi frumoasă, zile frumoase, povestim însă zile care pot să provoace și ceva probleme. Avem o atenționare emisă de cei de la ANM. V-am și spus că o să vină ploi, o să avem și ceva fenomene de astea asociate. Așa că s-ar putea să fie bine, dar s-ar putea să fie pe alocuri și mai puțin bine. Am avut fenomene așa pe început de săptămână și chiar pe weekend am avut fenomene neașteptate. Am avut grindină la Suceava, am avut ploi, am avut fenomene, mă spuneam eu, neplăcute aici la Suceava. Dar am trecut peste ele. Lucrurile însă sunt într-o zonă foarte, foarte bună. Ce să zic? Deci, ești bucuros că într-un sfârșit, după lungi așteptări, de 27 de ani, sau mă rog, chiar 28 de ani, de... E un cuvânt care e reprezentativ, dar pe care nu-l pot spune, de dimineață, de promisiuni neonorate, într-un sfârșit a venit un guvern. A venit un guvern al lui Grindeanu. Nu știu dacă îl știți pe Grindeanu. Nu, nu-i Grindeanu, e Grindeanu. Al lui Grindeanu, un tip care vine după la Timiș, un fel de președinte de Consiliul Județean, care a lăsat președinția Consiliului Județean și a spus: bă, mă lansez, bă, mă duc la București și le arăt ăla, bă, cum să guvernează o țară, bă, când spui un lucru bine făcut, bă, îl faci până la capăt, bă. Mă, nu mai vii cu minciuni și minciunele de gen, bă, am promis una și am făcut alta. Și uite că, ups, nu e așa, bă, așteptau bugetarii, dar nu că așteptau, bă, toată șleachta bugetarilor, bă, aștepta mărirea salarială, de n-ai văzut. Bă, deci numărau minutele până pe 1 iulie când o să crească salariul cu ceva și o să fie bine și o să fie foarte bine. E așa, venita Olguța, frate. Olguța. Olguța, nu aia. Olguța de la Craiova. Lia Vasilescu. Pupila, ca așa a început ea politichia, pupila lui Vadim Tudor, regretatul lui Vadim Tudor, el a învățat-o ce înseamnă politică. După care a trecut, evident, la PSD, acolo a rămas și acum e pupila, evident, politic. Vorbind, a nimănui altuia decât al lui Dragnea. Liviu, ai cum care Liviu? Liviu, nu Liviu Vasilic Regretatul, Liviu Dragnea, soțul bombonicăi, că povestim și de ea. Și a venit în guvern, a venit și a făcut niște promisiuni extraordinare, a spus: băi, tată, deci în campania electorală v-am promis că vă dau salarii. Vă dau salarii. Da, nu de azi, nu de mâine, nu anul ăsta, la anul. Acum, când ne apropiem, o să ne apropiem de sfârșitul anului, o să vină și cealaltă jumătate. Și la mulți ani. Deci prima dată a venit la anul. În sensul că până aprilie ne povestea Olguța, bun, în primă fază ne povestea ea foarte dezinvolt, așa nonșalant, în campania electorală, că va fi bine. Bă, o să vă dăm să... din prima zi de guvernare.
Bă, mărim salariile, dar n-ați văzut, bă, în 2020, bă, țăranilor, care sunteți voi, România în sensul ăsta, că e o țară care are un puternic izagrar, așa? Și noi vorbim de Daia, în general suntem noi așa. Băi, țăranilor care sunteți, deci, bă, vă măresc, vă mărim salariile că venim din prima zi de guvernare, de n-ai văzut, dar până în 2020 facem salariile comparative cu Luxemburgul. Bă, o să vină un exod așa din Europa, o să se strângă o recopă și o să spună, bă, mergem în România, că acolo, băi, se poate trăi bine. Numai că a venit guvernarea. Evident, bazată pe o minciună. Nu pe una, pe mai multe. Minciuna, știți cum e aia, are picioare cum un picut scurte și crăcănate. Că așa e minciuna. C'est la vie. A trecut un picuț de guvernare și au început să apară decât ce? Decât problemele, decât ce chestii de genul. Băi, dăm salarii, dăm. Spunea Olguța, totuși dăm. Dublăm salariile. Bă, deci la medici și la profesori, băi, le dublăm salariile. Dăm, dar nu că le dăm. Le dăm din nou se poate duce. Asta era prin aprilie. Anul ăsta, curent. Așa, pe sfârșit de aprilie. Și a venit clipa adevărului. Și încă nu e adevărul absolut. Doar o parte din el. Care zice așa. Băi, anul ăsta, de la 1 iulie, nu este majorări salariale. Păi, pentru că de ce? Păi, pentru că nu este. Și de când? Și de la anul. Și la mulți ani? Și nu. Deocamdată. Păi, zice, da, uite, citesc aici, citesc la gazetă. Citesc la gazetă. Și eu, ca un ăsta care citește la gazetă și încearcă să interpretează. Zice așa. De la an AF. Nu știu ce-o fi asta, dar e, cred că e de bine. Sau poate nu. Veniturile colectate la buget în luna mai au crescut cu 2,2%. Așa, și? În sensul că ne-ați jecmănit cu 2,2% mai mult. Asta am priceput-o, am înțeles. Ați pus japcă pe noi. Bă, umblă radarele, fac așa o paranteză. Bă, umblă radarele de n-ai văzut, bă, frate. Bă, cred că la ăștia le-au mărit suma aia pe care trebuie să o depună lunar. Bă, umblă radarele de n-ai văzut, frate. Deci, la deal, la vale, deci umblă, te ia din mers, te ia din zbor, te ia din cum vrei tu. Umblă. Bă, nu că ar fi un lucru dar foarte, foarte rău. Bă, dar cred că e un pic exagerat. Da, dar poate facem drumuri până atunci. Vorbim și de ele îndată. Ce v-au crescut veniturile? Gata, dăm bani. N-avem bani. Sindicatele, unul chiar dă sindicatul polițiștilor, bă, mai s-o plesnească pe Olguța, bă, mai s-o răsplătească cu vreo 2-3 palme, bă, de ce era de supărat în comisia asta de dialog social, de n-ai văzut. Dar mă întrebam, că ajung și la Olguța și la salarii. Mă întrebam așa, tipul ăsta supărat, bă, dar supărat tare. Tot tipul ăsta, gândesc eu că anul trecut, așa când a fost campanie electorală, liderii ăștia mari de sindicat, așa, care sunt oploșiți pe la București, care freacă menta în sensul bun al cuvântului, așa, ca să-și facă un ceai, deci de asta, adică strâng mentă vara și după aia freacă ca să-și facă ceaiuțul, ca să poată, în sensul ăsta, să nu-l luați altfel, Doamne ferește. Tipii ăștia care muncesc, evident, în folosul sindicaliștilor pe care îi reprezintă, tocmai ce ne spuneau, că e bine să-i votăm pe băieții aia de la PSD și de la ALDE, pentru că au promis, pentru că au încheiat un protocol și că le vor da salarii și că ne vor da salarii și că va fi bine și că România va fi prosperă și va fi extraordinar și fiecare membru sindicat va avea buzunarele doldora. E o altă minciunică, așa spus. Dar se încadrează în cei 28 de ani de minciuni, așa că un an plus sau un minus nici nu mai contează. Deci nu vin salariile. Acum știi ce aș fi vrut eu să văd? Lideri de ăștia de sindicat care vin și spun așa, în fața sindicaleșilor, băi tăticilor, bă, m-am înscris și eu în linia politicienilor. În sensul că de ce? Uite, bă, că v-am prostit odată, de două, de trei, de șapte ori, că ăștia vă măresc salariile. Am semnat protocoale. Băi, am făcut tot ce credeam eu că trebuie făcut. Bă, și am dat-o în... Știi? Am dat-o cu manta. A ieșit în aut. Bă, deci dacă a ieșit în aut, înseamnă că nu le am, fratele meu. Uite, mă duc acasă, nu mai vă mai reprezint. Bă, poate dintre voi găsiți pe altul mai bun, mai deștept, mai frumos, mai bătăios, mai de-astea, știi? Niciunul, frate. Niciunul. Toată lumea relaxată, liniștită și spune pregătim o nouă acțiune sindicală. Bă, da, aici aș la Suceava, că povestim îndată și de. O nouă acțiune sindicală după ce întrebăm pe sindicaliști. Bă, da, când era cu alegerile, tot așa era întrebarea cu sindicaliști. Hă? Tot așa, cum să răcă? Voi faceți numai consultări de astea. Faceți consultări,
faceți și stați acolo, nu mai plecați acasă, sigur că dacă de unde se ia alții, deci n-ai de unde, n-ai de unde. Nici noi nu suntem bătrâni, că asta e, lăsați tinerii copiii să vină la mine, dar nici noi nu suntem bătrâni. Da, și se ajung înapoi, să rămân la Basilica, nu, pardon, la Lia, că da, tot, drag, tot acolo, adică doamna Vasilesco. Bine cu sălărelele. Și ne povestești ce, băi, gata, mărim salariile de când de la anul. Dar să vezi ce matematică știe asta, n-ai văzut, frate. Băi, are o matematică în ea, deci rotunjește, știi cum, n-ai văzut. Zice, de la anul, din luna ianuarie trecute, fix pe 1 ianuarie, în 2018, să sperăm, să măresc salariile tuturor bugetarilor cu 25%. Bă, dar nu era vorba că se mărește de la 1 iulie. Nu, bă, am zis-o aia, dar pe aia nu mai merge, că n-ai de unde. Zicea un alt băiat din ăsta care se pricepe, de la finanțe, Veurel se cheamă, Veurel și Ștefan. Nu, zice că n-avem bani. Bă, dar nu era vorba că aveți bani, că aveți încasări, că vin bani, că a crescut PIB-ul, că a crescut creșterea economică, că s-a făcut frumoasă și cu... Nu? Nu. Ok. Și zice Olguța, bă, de la anul vă dăm 25%. Și uite, am promis, noi am promis la profesori că le mărim salariile și la medici, deci la medici era aia, bă, 100%. Păi, să vezi calcul. La un salariu de 2100 și ceva de lei, așteptau medicii să li se facă undeva pe la 4200. Bă, motivat de o promisiune pe care a făcut-o Nea Grindeanu, dar în special Nea Liviu decât de Dragnea, da? Președintele Camerei Deputaților. Și, bineînțeles, toată cohorta aia de oameni care umplu Parlamentul acum și care reprezintă guvernarea. Păi ce, da, spun, ar pune medicii, dar nu era vorba că din 2100 faceți 4200? O fost vorba, dar nu așa chiar. De la 1 ianuarie, să vă mulțumiți, să vă dăm așa, de la 2100 săriți până la 2600. Aha. Și când e restul? Băi, restul are să știe de la 1 martie, dar la 1 martie să nu vă așteptați la chestii spectaculoase, spune Olguța. Adică se întâmplă, evident, pe bazat pe o creștere economică, pe alea, pe nu știu ce, pe calcule și așa mai departe. Deci o să ajungem cu unde? Ei, cum o să ajungem unde? O să ajungem cu încă 20%. Și face Olguța așa. Băi, zice, vă mărim prima dată cu 25%, după aia vă mai adăugăm încă 20% și respectăm mărirea de 50%. Bă, n-am pix. Trebuie să fac un calcul, nu? Deci eu sunt prost cu matematica mea. Bă, 25 și cu 20 nu fac 45? Așa era, învățam noi. Da, deci nu, da, vezi, deci noi am făcut școala foarte, 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 foarte de mult, acum 100 de ani, știi? Și acum cu carandașul 100 de ani și cu... Băi, era complicat tare, înțelegi? Deci mie atunci, așa m-am învățat la școală, bă, deci doamna Flisc, că așa o numea pe doamna, pe profesoara mea de matematică în generală, după aia la liceu, doamna Fechet, sper să nu greșesc. Deci așa m-am învățat. Adică au zis, bă, deci 45 înseamnă 25 plus 20. E una din variante, că sunt o grămadă de variante ca să ajungi la 45. Dar 25 plus 20 dă neapărat 45%. Bă, cum o fi ajuns Olguța la 50, cum o rotunjit-o așa? Dar e bine că la 50, că putea să ajungă la 100%. Deci cu matematica ei, și e foarte tare matematic, putea să ajungă, spune, bă, am mărit cu 25, mai mărim cu 20, deci e clar 100%. Hmm? Ce ai făcut, Olguța? Bun, și ceilalți? Băi, ce mai dăm ceva și la profesori? Bun, și ceilalți? Și ceilalți? Ceilalți adică primesc? Păi n-au primit? Ce să le mai dai, frate? L-a băgat pe ăsta la mititica? Nu, încă, nu? Vorbim și de ăsta și de mazăre ăsta. Nu, mă, că era înainte, era... Ce ai văzut? Deci era persan, era... Ce vrei, frate? Era... Zeul Soare, era Ra însă și era... Deci n-ai văzut. Și acum, vai de capul lui, Damărât, așteaptă să vadă câți anișori dau băieții ăștia ca să-l trimită un picuț la reeducare. E vorba de Radu Mazăre. Și s-a terminat cu salariile. Una alții cârcotași. Zic, băi, tată, bă, dar ai mai primis-o, ai promis o chestie. Aia, știi, cu 10% cu care, adică, salariile cu impozitul pe salarii. Care e impozitul pe salarii? Păi ne-ai spus în campanie că salariile până în 2000 n-o să fie impozitate deloc, adică 0%, și salariile peste 2000 o să fie decât 10%. Și nu 16%, adică de impozit. Am zis noi, în campanie. Bă, o fi zis, o fi zis, dar eu fost în campanie, mea.
gata, campania s-a terminat. Acum ne punem la treabă, muncim în folosul comunității și al cetățenului. Și atât tot. Adică gata. Ce mai atâta, da? Și dacă tot e domnul că e de bine acum, e de bine, am văzut, e de bine lângă, da, asta este, this is Romania. Și pentru că băieții ne-au arătat cât de mult pot să ne mintă, hai să fiu așa generos în expresie, cât de mult... Da, cu blană și fără blană. Deci e oaia de România, ca să înțelegeți. Cu și fără mască. Nu, aici este doamna ministru, ca să nu să facă niște asocieri din astea care să nu ferească sfânt. Deci noi vorbim doar de domnul Daiea, care într-adevăr ne-a arătat că toți în România asta suntem de fapt niște oi. Și că brandul de țară schimbat din frunză în oaie pe care scrie Romania, this is Romania, băi, ne reprezintă. De ce? Că pe principiu mere, am mers tăți ca oile, i-am trimis pe băieții ăștia în parlament, în guverne, în ministere, în tot felul de demnități, i-am făcut oameni mari și ei acum ne-au arătat ce? Ce ne-au arătat? Ce-i reprezentativ pentru maimuță? Cum ce-i reprezentativ? Faptul că este înaintașa înaintașelor. Nu, nimic altceva. Ăsta era în Brazilia. Deci fotografia asta din Brazilia, când cei doi erau la păstrăv, frumos, uite-l, fii atent aici, uite-l pe domnul Liviu. Bă, ai avut o captură de genul ăsta, domnul, care... No. N-ai, bă, ce tu ești... Matali, ești președinte de Camera de Deputaților? Sau prim-ministru? Îți dai seama cum colcăia ăia sub barcă... Ăia, câți cafani erau de sub ca să poată să monteze, să pună... Ha? Să țină știuca așa, să-ți bate, și... Pe care mi-a pe serviciu! Lasă-te aici, un pecuț, că te pun. Acum te scoate asta afară și cu asta basta. Da? E cool să ai o fotografie cu scafandru, știi? Să scoate scafandru afară. Era o chestie, știi? Asta. Ăla care punea peștere. Deci cam aici am ajuns. Noi ăștia, cam ăștia suntem. Deci punem botul la minciună, băieți ăștia, pentru că noi punem botul la minciună, o întind cât vor ei. Am eu așa un scenariu. O să ziceți, du-te bă, mă las să te ating. Nu te las, frate. Dar hai să zic un scenariu de ăla de care zic eu că s-ar putea. Pe principiu, sindicate supărate, că o să vedeți de ce. Păi, aici undeva aici, mă uit acum în gazetă, acum, și vă dau un sindicat, acum un care e supărat, dar nu supărat, supărat de cur lacrimi, nu așa, supărat tare, mă. Și zice sindicatul ăla că o să facă manifestări și ieșiri în stradă. Unde l-am mai, frate, că așa ceva n-ai văzut? Bă, când ai nevoie de sindicate, întotdeauna le găsești, uite aici. Subtitlul referendum, peste 8500 de angajați din învățământul sucevean vor fi consultați pentru declanșarea unei greve generale. Sindicaliștii, aia-i, frate, strâng semnături pentru declanșarea acțiunilor de protest începând cu data de 12 iunie trecute fix. Pe principiul ăsta strângem semnături, facem și așa mai departe, să vă gândiți la un scenariu care poate fi posibil. Nu sunt eu bolnav de scenarii, dar orice e posibil. Un scenariu pe principiu. Ies oamenii în stradă, protestează, vrem salarii, vrem alea, blochează, bac și așa mai departe, dintr-o dată, bam, cade guvernul. Spune PSD-ul, băi, n-am așa, cu tare chestii, altele se dă rănit, nu știu ce, și sunt unii care, știu eu, s-ar putea să pună botul și să facă o nouă guvernare. Și treaba începe prost, că nu-s bani. Nu este bani, e greu, n-au de unde, nu pot onora promisiuni și așa mai departe. Dar în schimb, la capitolul opoziție, după ce și-au oploșit toți băieți ăștia, o grămadă de băieți pe tot felul de funcții de astea interesante, știi? Funcții de astea tari. După ce i-au pus acolo în funcție, o să plece de la guvernare și o să spună din opoziție. Băi, deci noi vreau, vă măream salarii, bă, că aveam bani, bă. Voi, adică, asta-i, înțelegi? Pregătind o nouă minciună. Și bineînțeles, noi, pentru că avem un brand de țară propus de Daiea extraordinar, uite, ăștia sunt, vezi? Ăștia sunt băieți, trebuie să-i prezentăm. Păi, dar putem să-i punem chiar pe așa, un picuț, pe decât să-i vadă toată lumea. Uite, ăștia sunt băieți, vezi? Este un băiat Hosu, lângă el un alt băiat, lângă el un alt băiat, ăla din dreapta, cum vă uitați la ecran, băiatul ăla e un picuț la pușcărie. Ăla e un picuț la pușcărie pentru că ăla a devalizat tot ce a fost adeverea sindicatelor, ăla e plecat un pic. Poftim? Da, un fel de mexican, da. A plecat un picuț la pușcărie. Ceilalți însă păstoresc și acum. Mi-aduc aminte de băiatul ăla din stânga, care reprezintă funcționarii publici, știi? Băiatul ăla la care el și nevasta lucrau în minister amândoi, luau bani cu ghiotura și făceau pe vremea unui guvern de dreapta, făceau tot felul de proteste să-i se dea bani. Pă, băiatul ăsta nu-l mai văd, frate, să mai țipe și acum.
probabil că i-a fost a fost răsplătită munca sindicală la adevărata ei valoare. Ca să nu mai spun de Hosu. De Hosu mi-amintesc și de când, adică tipul ăla cu barbă. Ăsta făcea sindicat pe vremea inclusiv cu Ciorbea. Dar vă-ți aminte? Că Ciorbea plecase deci, cu Hosu și cu mai era ăla, bă, de la... Cum îl chema, bă, care a fost la pușcărie? La că... Cu Mitrea, cu Miron, frate, așa. Cu Mitrea. Toți trei ăștia au descoperit varianta sindicală. Mitrea era cu șofiorii, Bogdan Hosu a rămas și ei cu ceilalți și ăsta Ciorbea reprezenta și el ce reprezenta. Ciorbea este avocatul poporului, adică avocatul poporului lui Liviu Dragnea, da? Adică avocatul lui Liviu Dragnea, pentru că Liviu Dragnea reprezintă poporul. Și deci, ca să înțelegeți despre ce este vorba, Hosu e de când acolo și vine și ne povestește și ne spune avocus, să spun așa mai departe, dar degeaba, pentru că de nu știu câți ani, de 100 de ani, de când el acolo, lucrurile nu s-au schimbat deloc. Băiatul ăla din stânga îmi scap acum numele, dar nu-i niciun fel de pierdere, pentru că n-avea rost să-mi încarc memoria și cu ei. La fel povestesc. Toți băieții ăștia care reprezintă sindicate și reprezintă pe cei cărora trebuiau să le se mărească salariile, stau liniștiți în fotole. Și ce că pregătesc lupte sindicale? Pe bune? De care luptă sindicală? Cu cine, frate? Și în folosul cui mai ales? Pentru că nu s-a întâmplat, nu se va întâmpla nimic. Salariile s-au dus. Rămânem cu lupta sindicală, strângem semnături, vedem noi ce o să iasă. Ce o să iasă? Ai nimic. Asta e părerea mea personală. Dar o să fim aici ca să povestim, să vedem ce va fi. Hai să vorbim de lucruri faine. Vă spuneam colegul nostru plecat în vacanță, poate la luna viitoare, cu Doamne ajută, mă duc și eu leag în vacanță, cât de cât așa un picuț, ci că destinații. Unde vrem să mergem în vacanță? Și o să spuneți, băi, frate, cum ne vreți să mergem? Mergem pe litoralul românesc. Cum, mă? Păi vrem, că nu mergem pe litoralul românesc. Dar unde vrem să mergem în vacanță? Păi vrem să mergem în vacanță. Și unde? La Barcelona. Și că pe primul loc, la capitolul vrem să plecăm din România, e Barcelona. În sensul în vacanță, evident. De ce? Pentru că ai ce să vezi, frate. Ai de ce să spui, adică am fost în vacanță. Am văzut, am de toate, soare, entertainment, am ce vedea, am ce descoperi, am toate, toate, da? După aia unde mai merg? Tenerife. Ce să cazi, bă, în Tenerife, bă? Ce să cazi în Tenerife, frate? Cum ce să caut în Tenerife? Apă, soare, mare, curățenie, servicii. Uite, bă, la ăștia, bă. După aia unde mai merg? Uite, ce merg și la Roma și la Lisabona. Hă? Bă, da. Nu scrie la Gazeta de România. Adică eu nu vreau să merg în vacanță în țara mea. De ce? Pentru că nu vreau să merg în vacanță în țara mea. Păi pentru că de ce nu vrei să mergi? Păi pentru că drumurile e proaste, e foarte proaste, e extraordinar de proaste. Și nu mă duc în vacanță ca să-mi stric mașina. Sau să-mi fac să mă stric eu cu capul, cu nervii, ca să întâmpla nu știu ce. Deci mă duc în altă parte, în destinație de-astea exotică și treaba era superlativ. Nu mai merg în vacanță de ce? Că sunt nemulțumit de servicii. Nu mai merg în vacanță în România de ce? Pentru că sunt nemulțumit de faptul că mă șigmănesc. Nu mai merg în vacanță de ce? Pentru că pot să fac o toxinfecție, nu știu de care. De asta, dacă am mâncat, stai că spun ce am mâncat, frate. Am mâncat, ce am mâncat aici, bă, că s-a, un stafilococ patogen, da? Gorgonzola, bă, și mie îmi place gorgonzola, de n-ai văzut, nu mai mănânc gorgonzola, frate, cât de dai cu patogenul ăsta. Înțelegi? Uite, deci sos de ruladă de pui cu sos gorgonzola, brioșe cu cașcaval și șuncă preparate în bucătăria unei pensiuni din Suceaba. Da? Și am îmbolnăvit o grămadă de copii, că era o petrecere acolo. Deci se merge vacanță în România? Întrebare e ce... Variante? Întrebăm un prieten? 50-50? Barcelona? Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Barcelona, here I come! Ca să nu mai spun... Publicitate, am sosit. Revenim.